Și acum aș vrea să-l invit pe domnul profesor Radu Constantinescu. De la Universitatea din Craiova să ne prezinte suplimentul universitar. Bună ziua! În primul rând doresc să mulțumesc foarte mult Științe și Tehnică, nu numai pentru că sunt aici, că sunt invitat, ci pentru tot ceea ce face, pentru că face ca acest eveniment, acest moment special să fie posibil. Universitatea din Craiova, sigur, ca orice universitate, este orientată în primul rând pe activitatea de educație, dar și pe activitatea de cercetare. Ne-am făcut însă un obiectiv din promovarea educației științifice. Cred că este foarte important ca tânăra generație și nu numai tânăra generație să vină în contact cu știința. Sunt atât de multe momente în care cunoștințele științifice, abordarea științifică a unor fapte, a unor fenomene devin extrem de importante, încât este foarte important să promovăm știința, educația științifică. Asta am încercat să facem la Universitatea din Craiova, beneficiind de sprijinul formidabil al colegilor de la redacția revistei Știință și Tehnică. Ceea ce a rezultat este un supliment al revistei Știință și Tehnică, un supliment pe care îl recomand cu căldură tuturor celor care vor să afle întrebări, să afle răspunsuri la întrebări speciale legate de istoria Universului, legate de istoria cunoașterii umane, legate de dezvoltarea științei și tehnicii. Colegii mei de la Universitatea din Craiova și-au luat timpul și-au scris la nivelul acesta de popularizare articole despre fenomene speciale, despre ecuații celebre ale fizicii sau ale matematicii sau ale Universului, sau despre materiale care astăzi se folosesc în tehnologiile cele mai variate. Ce să vă spun? Este foarte important să cunoaștem Universul, este foarte important să deslușim tainele lumii care ne înconjoară. Universitatea din Craiova a făcut, apropo de Astrofest, apropo de astronomie, de astrofizică, a dezvoltat un centru de cercetare, dar și de educație în domeniul acesta. Suntem prezenți acolo undeva. Centrul se numește AstroEd. Am dezvoltat în grădina botanică a orașului un parc foarte frumos, asemănător cu cel în care ne aflăm acum, un punct de observații astronomice. Vin acolo foarte mulți tineri, foarte mulți copii și suntem foarte bucuroși să vedem interesul și pasiunea pentru, într-adevăr, cunoaștere, pentru educație, pentru știință. Nu vreau să răpesc mai mult timp, sunt foarte multe lucruri interesante care se vor spune aici și se vor auzi. Vreau doar să repet că e extraordinar de important ca tinerii să se apropie de cunoaștere în general, să deslușească, să fie deschiși și să accepte legile care guvernează această lume în care noi trăim. Este foarte important ca în anii care vin să societatea noastră să se dezvolte într-adevăr pe baza unor să nu, n-aș vrea să pară cuvinte mari, dar dezvoltarea aceasta sustenabilă a societății nu se poate face decât prin cunoaștere, prin știință, prin dezvoltarea tehnologiilor. De la cine așteptăm această dezvoltare sustenabilă? De la tinerii care sunt astăzi aici, de la toți tinerii acestei țări. Eu mulțumesc foarte mult încă o dată revistei Știință și Tehnică pentru deschidere. Așteptăm provocările următoare, vom răspunde cu drag și îi felicităm pentru tot ceea ce fac în promovarea științei, a educației științifice. Vă mulțumesc, domnul profesor, cu diplomă de participare. Mulțumesc foarte mult!